Bun găsit! Matei este elev în clasa pregătitoare. Are o cameră ordonată și curată. Într-o zi, când s-a întors de la școală, nu i-a venit să creadă cum arată camera lui. Pisica s-a jucat acolo și, din păcate, i-a răsturnat toate lucrurile. Matei este foarte supărat și nu știe acum ce să facă. Pleacă după sora lui Oana pentru a-i arăta ce s-a întâmplat. Oana îl liniștește. Nu fi supărat. Am o idee. Vom lua toate lucrurile de pe jos și eu îți voi arăta cum să le așezi. Să știi că eu știu toate lucrurile din camera ta. De multe ori petrec și eu timp acolo. Vrei să încercăm? Matei este bucuros că va primi ajutor și scoate toate lucrurile din cameră pentru a le așeza pe rând la locurile lor. Vreți și voi să le ajutați? Haideți să le ajutăm pe Matei să aranjeze camera. Oana vă va îndruma. Ascultați cu atenție și gândiți-vă unde trebuie mutate obiectele. Puneți floarea jos în dreapta mesei. Puneți soldățelul pe măsuța din dreapta. Așezați rama pe măsuța din dreapta lângă soldățel. Așezați veioza pe dulapul din stânga. Puneți clepsidra în dreapta veiozei pe dulap. Așezați cărțile pe biroul lui Matei. Puneți mingea sub măsuța de lângă floare. Puneți ceasul pe peretele din dreapta biroului. Matei îi mulțumește Oanei de ajutor, dar și vouă copii, poate și pisicuței, fără de care nu s-ar fi jucat acest joc frumos cu voi. Pe curând!